Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi continuăm cariera noastră frumoasă cu Manchester United. Și știți foarte bine că am intrat în al doilea sezon. Bine, încă n-am intrat, dar o să intrăm imediat. Dacă mai țineți minte, din primul episod din această carieră am setat eu niște obiective și se pare că am reușit să le facem, cred că pe toate, pentru că am reușit să ne calificăm pe locul 4 în Premier League, adică pentru următorul Champions League. Am trecut de play-off-uri pe care am ajuns fix în finală în Champions League, dar din păcate am pierdut-o. Și mai avem de completat să câștigăm ori Emirates Cup, ori Carabao Cup. E bine, noi l-am câștigat pe amândouă. Un sezon chiar foarte, foarte bun. Însă acum îi dăm end season și trecem în sezonul cu numărul 2. E bine, și am intrat în următorul sezon. Suntem în sezonul cu numărul 2. Iar în sezonul ăsta, pe lângă că avem niște trofee de câștigat, trebuie să setăm niște obiective. Și obiectivele pentru sezonul acesta sunt: trebuie să ne batem pentru locul 1 în Premier League, adică trebuie să câștigăm Premier League. De asemenea, trebuie să câștigăm Carabao Cup sau Emirates FA Cup. Aceeași chestie, pentru că e cam greu să câștigi pe toate, deși noi am reușit chestia asta. Și al treilea obiectiv este să ajungem până în semifinale în UEFA Champions League. Măcar până acolo, dacă sezonul anterior am reușit să ajungem până în finală, dar n-am câștigat din păcate. Sezonul acesta, dacă ajungem până în semifinale, este destul de ok. Dacă reușim să câștigăm până la urmă Champions League, înseamnă că ne-am descurcat foarte, foarte bine. Însă acestea sunt obiectivele pentru sezonul cu numărul 2. Desigur, înainte să începem aici să facem ce schimbări la echipă, poate să transferăm un jucător sau să începem cu primul meci, trebuie să dăm playstyle plus unui jucător. Acela este desigur Kylian Mbappé. A jucat excelent, foarte, cred că 60 de goluri a dat, nu mai țin minte exact, însă a jucat foarte, foarte bine. El are deja Quickstep Plus și noi vom da la roată pentru următorul Playstyle Plus. E bine, și cam asta sunt variantele, avem 5 variante: Finisher Plus, Rapid Plus, Press Proven Plus, Power Shot Plus și First Touch Plus. Ne-am pus Quickstep Plus pentru că deja l-are. Și noi o să dăm de roată pentru că, na, cam astea sunt cele mai bune playstyle-uri pe care le poate avea mai ales Kylian Mbappé. Așa că îi dăm de roată să vedem ce pică. Eu sper sincer la un finishat. Chiar vreau un finishat. Hai, te rog cu finishat. Am gândit aproape. Ok. Este rapid. Wow. Dacă să ne gândim, rapid este destul de important, chiar este destul de bun. E bine, așa cum badamim badamum, avem Rapid Plus cu Quickstep Plus. Efectiv Mbappé, după ce că el era rapid și că avea 99 pace, acum are mai mult pace pentru că Rapid Plus-ul ai scoate foarte, foarte mult în evidență viteza. E bine, acum că l-am rezolvat și pe Kylian Mbappé cu un nou playstyle, ar trebui să discutăm puțin jucătorii noștri. Adică ce jucători aș vrea să păstrez, ce jucători aș vrea să-i dau și ce jucători avem nevoie neapărat pe poziții. Sincer să fiu, Hoylund ne-a ajutat destul de mult. Îl văd ca un backup foarte bun pentru Kylian Mbappé. Însă dacă Rashford nu este mai scump decât Hoylund, îl vom vinde pe Hoylund. Pentru că, sincer, vreau să aduc un nou left winger. Rashford nu este așa de bun cum vreau eu pe poziția de left winger. Mai avem două poziții de ocupat. Și aceea este alu Varan foarte, foarte bun. Însă din cauza lui, dacă mai țineți voi minte, am mâncat multe penaltiuri. Și backup-ul lui Varan este Lindelof, nu prea aici știe ce. Deși Lindelof chiar n-a ajutat în unele situații. Și al doilea jucător este Dalot. Dalot este un jucător foarte, foarte bun, însă greuț. Îl simți foarte greu la minge, chiar dacă este destul de bun, alergă foarte mult. Putem să aducem un jucător mult mai bun în locul lui. Și acestea ar fi schimbările din primul 11. Neuer niciun caz, zic că mai rezistă încă două sezoane, deci Neuer nu va fi schimbat, așa zic. Cel puțin până când vedem că începe să facă gafe. Garnacho desigur nu poate să plece, nu să plece deloc de aici, pentru că a crescut plus 8 overall-uri într-un singur sezon. O să crească mult mai mult sezonul ăsta și restul echipei arată foarte, foarte bine. Oricum, aș vrea să-mi scrieți voi în comentarii ce left winger să aducem, ce fundaș să aducem, ce right back să aducem și ce jucător să vinde, desigur. Și noi vedem că avem 402 milioane de euro. Wow, de unde atâția bani? De unde atâția bani? 402 milioane de euro. Ok, nu e nevoie să vinde pe nimeni. Să fie destul de ușor, vom transfera clar un left winger, clar un fundaș și vom vedea și la right back. Așa că vă las pe voi în comentarii, scrieți în comentarii ce jucător să transferăm. Acesta a fost spus în primul meci, este contra cei de la Manchester City, pe care vreau să-l jucăm. Este un meci destul de interesant, însă cam departe, tocmai pe 10 august. Și să fiu sincer, voi juca astea două meciuri versus Manchester City și voi lăsa două săptămâni de transfer. Eu m-am băgat aici să fac contractele și am văzut că Wan-Bissaka nu vrea să își prelungească contractul, destul de nașpa chestia asta, chiar nu vrea deloc. Și nici Lindelof, se pare că am dat o ofertă destul de bună, însă nu vrea, chiar nu vrea. Asta înseamnă că Lindelof cu Wan-Bissaka vor pleca, deci cu totul destul de
Așa și așa importanți, nu chiar de importanți, dar uite, Van Bissaka costă ceva, deci ar fi o idee să-l vindem. Iar Lindelof oricum eu zic că transferăm al fundaș, așa că o să-l vindem și pe el. Bine, și de câte se pare, Van Bissaka a devenit jucătorul celor de la Arsenal. Na, asta a fost să fie, pentru el. Iar Lindelof pleacă și el la Liverpool. Ok, interesant, interesant. E bine, și am ajuns și la meciul contra cei de la Manchester City. O echipă destul de bună și vrem să câștigăm acest trofeu. E o echipă destul de bună, Modric, care nu înțeleg ce caută la Manchester City, însă deja cred că are 38 de ani. Echipa însă și ea foarte, foarte bună, însă trebuie băgată iar în priză, să zic așa, pentru că s-a cam culcat pe oreche. Uitați-vă și uitați scuroșul. O să intrăm noi în meci și o să vedem ce reușim să facem. Întrerup pe acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, și a început meciul versus cei de la Manchester City în FA Community Shield. Hai să vedem că reușim să câștigăm și acest trofeu. Ocazie foarte bună aici pentru Garnacho, îl vede pe Kylian Mbappé cu noul lui playstyle. Dă un shot destul de bun, dar apără Ederson. Hai să vedem în corner dacă reușim ceva. Kylian Mbappé sare foarte bine, însă pe lângă poartă. Pasa foarte bună la Mbappé. Mbappé se poate duce să scrie, șutează și marchează Kylian Mbappé, mă. Cât de bine se mișcă. Se mișcă foarte, foarte bine Kylian Mbappé cu 95 overall. Este o bestie, efectiv. Este o bestie în atac. Haaland foarte bine la balon aici. Încercăm să-l oprim. Bine, mă, Varan, mă. Bine, mă, Varan. Pasă bună la Cunha. Acunia la Foden. Hai să vedem că reușim să-l oprim. Nu reușește acolo. Intră foarte bine Modric la balon. Șutează Modric, însă apără Neuer, mă. Bine, mă, Neuer. Haaland bine aici la balon. Haaland trece foarte bine. Șutează, însă apără din nou Neuer. Foarte bine aici Bruno la balon, Bruno Guimaraes șutează, însă apără Ederson. A vrut să încerc acolo. Foarte bine aici a plecat Garnacho. Hai să dacă reușim să facem ceva. Pasa bună la Kylian. Kylian vede aici pe Virț. Virț, du-te, tată. Du-te, Virț. Haide, șutează lângă portar și reușește Virț să marcheze al doilea gol din acest meci. Ce gol frumos, a plecat singur. A rezolvat treaba singur. Revenem faza foarte bună, pasa de la Kylian. A plecat Virț foarte, foarte bine. Un trivela destul de bun pe lângă portar. Ederson efectiv n-are nici o șansă. Pasa care este foarte bună pentru Rashford se poate duce. Du-te, Rashford. Haide, pasă acum la Kylian Mbappé. Kylian îl vede aici pe Garnacho. Garnacho, nu pot să cred. Garnacho dă pe lângă minge. Mai mă, Garnacho. Acunia trece foarte bine, pasă la Foden. Foden pasează la Rodri. Rodri trece foarte bine, șutează, însă apă Neuer, mă, bine, mă, Neuer. Ultima ocazie pentru cei de la Manchester City. Hai să ne reușim să ne apărăm. Și foarte bine aici sare Neuer și se termină meciul. Reușim să câștigăm FA Community Shield versus cei de la Manchester City cu 2-0. E bine, și mergem să ridicăm următorul trofeu, care este FA Community Shield. Haide, pune pe el Bruno, dacă nu mă înșel. Haide, zgâți-l puțin așa și reușim să câștigăm FA Community Shield. Nu prea se bucură. E bine, desigur, după meciul contra cei de la Manchester City ne așteaptă încă un meci contra cei de la Manchester City. Data asta este în Premier League și în Premier League trebuie să jucăm destul de bine. Avem nevoie să terminăm pe locul 1. Ca să facem chestia asta, trebuie să o batem pe City. Am bătut deja, așa că nu ar trebui să fie o problemă așa de mare. Echipa asta deja arată mai bine, așa că vom intra în meci și vom vedea ce vom face din nou versus Manchester City. E bine, și se pare că începe meciul. Manchester City are posesia, pentru că jucăm la ea acasă. O să fie un meci destul de greu, însă eu zic că putem să câștigăm. Vedem pe Garnacho, vrea să paseze lui Kylian. Pasează până la urmă lui Kylian și acum Kylian are rapid în funcțiune. Dă-i, mă, Kylian, bine, mă, Kylian. Este o bestie, efectiv, este o bestie. E extrem de rapid, cel mai bun pe shooting, efectiv, cel mai bun pe shooting, n-ai ce să-i zici, Kylian Mbappé. Revenem faza, foarte bine s-a dus Kylian cu viteza lui excelentă și un shoot, cred că a fost pe verde la comășel, oricum puternic, greu de tot, nicio șansă n-a avut Ederson. Facem 1-0 deja din minutul 10. Berardi foarte bine trece aici, hai să vedem ce putem să facem ca să nu pot să cred. Penalti, asta putem să facem ca să-l oprim, asta putem să facem ca să-l oprim. Paolo, încă un penalti. Hai să dacă reușim să-l apărăm totuși. Un penalti este greu bătut de Haaland. Hai să vedem. Haaland bate. Neuer trebuie să apere. Și Neuer. Bine, mă, Neuer. Wow, nici nu mă așteptam ce rapid a bătut Haaland. Eram acolo instant să fac repede ceva și aparent n-am reușit. Manchester City acum cu un corner destul de bun. Minge la Modric. Modric foarte bine aici. Rumbe Dia șutează, însă apăr Neuer. Bruno Guimaraes îl vede aici pe Kylian Mbappé. Nu pot să cred. Kylian Mbappé efectiv e mereu la posesie. Haide, Kylian. Șutează și marchează Kylian Mbappé. Efectiv, noi ce trebuie să facem este să dăm pas în fața la Kylian. Kylian, dacă a făcut preluarea, e gol. Revedem faza. Pasă oricum foarte, foarte bun aici. Kylian reușește să-l păcălească
găsească pe Stones, șutează un finez foarte, foarte bun și face 2-0. O a scăpat foarte bine aici Berardi, azi mai că reușim să îl oprim, data asta să-l oprim fără un penalty. Ok, am reușit cum... Oh, nu, minge la Rodri. Nu, i-a lăsat spațiu! Bine mă, Neuer. Nu știa că o să mă schimbe automat pe jucătorul ăla. Și am lăsat spațiu în greșeală. Ocazie foarte bună aici Rodri. Foden la balon, șutează însă apără Neuer. Foarte aproape acolo, bine că a fost Varan. Și acum ca de obicei pas la Kylian. Data asta e cam prost poziționat. Însă hai să dacă reușim, reușim pe la urmă. Haide, du-te Kylian, șutează, însă nu reușește apără data asta Ederson. Hai să dăm o centrare destul de bună dacă reușim la Kylian, bine acolo, însă pe lângă poartă. E la Haaland, foarte bine aici trece Haaland, trece foarte bine, continuă Rodri aici, șutează și se pare că marchează Rodri până la urmă, care efectiv a ieșit foarte bine acolo, nu mă așteptam să fie acolo Rodri. Se face 2-1, se pare că marchează Rodri, revedem faza foarte bine aici, șutul foarte bine plasat, Neuer nu prea avea ce să facă, era destul de aproape de poartă. Bine aici Kylian Mbappé se poate duce. Du-te Kylian. Haide Kylian, pasa foarte bună și nu am vrut nu trebuie să dau un parșat pe foarte bine aici la Kylian, dacă reușește bine preluarea Kylian, foarte bine pasa și Rashford, nu pot să cred ce s-a băgat aici Stones. Hai să vedem, este un galben, what? Pentru ce galben? Ok, se pare că a fost un fault, însă totuși este corner. Hai să vedem minge la Kylian dacă reușim să o trimitem și Kylian aici cu capul, însă nu reușește. Bruno Guimaraes nu reușește apă, Ederson, însă ce șut puternic. din nou pasa foarte bună aici. Azi dacă reușim, Mateo Nunes, what, ce bară, wow. Incredibil cum a reușit acolo să scape, nu pot să cred. Bine mă, Neuer. Mamă, deci am văzut fara feca aia. Foarte bine am văzut-o, însă a reușit Neuer să apere. Kylian Mbappé acum la balon. Kylian Mbappé, foarte bună pasa la Virț, pasă continue. Păi găsim noi pasa, ok, am găsit-o pe la Kylian. Și acum Kylian, peste poartă. Azi e foarte bună aici, Rodri la balon. Rodri, nu pot să cred, Rodri, ce era să zic acolo? ok, apără portar totuși. E bine, și se pare că se termină meciul, reușim să câștigăm și al doilea meci versus cei de la City. Cu 2-1, efectiv îi batem pe oriunde îi prindem. E bine, și se pare că am câștigat primul meci al nostru din Premier League. Însă nu suntem pe locul 1, suntem tocmai pe locul 6. Însă va trebui să ne luptăm acolo pentru primul loc. Din băiate nu putem să mai jucăm meciuri din cauza că se termină perioada de mercato din vară și nu vreau să se termine, pentru că vreau să facem cel puțin 3 transferuri. Însă ideile vreau să vină de la voi. Voi vreau să-mi spuneți ce jucători să transfer. Avem 462 de milioane de euro. Incredibil. Putem să transferăm o groază de jucători. E bine, și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați văzut deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte. V-am pupat. Pa, pa!